Mă simt foarte deștept în cadrul acestei emisiuni, pentru că ești decorul de așa natură. Bună seara, dragi oameni buni! Am schimbat un pic macazul, am schimbat un pic studioul, pentru că nu e așa, a venit Lora la Cancan Exclusiv. Și dacă a venit Lora la Cancan Exclusiv, o să avem subiecte super smart. Să rămână, doamnă, mulțumesc că ai venit! Bună seara, mă bucur că în sfârșit doar ne-am amenințat că ne vedem și iată că a venit și ziua. Mă bucur să fiu aici. Să știi că îmi place foarte mult de tine și de asta am venit. Mm-hmm. Și îmi place, ați șters praful, foarte da, frumos. Ca o sacră, ca o sacră a venit mă, în inspecție. Foarte frumos aici la voi, îmi place. Mulțumim frumos că ai venit și mie îmi place foarte mult de tine și nouă ne place foarte mult de tine. Și am niște întrebări cât se poate de tehnice, pentru că vine perioada asta cumva foarte festivă. Decembrie e full pentru toată lumea și cum zice românul, pur și simplu ne-a spart. Cum mai reziști, Lora? Păi, cu ce vrei să începem? Cu traficul? Da. Principala cauza nervilor mei în perioada asta este traficul. Bun. Și cred că nu sunt singura. Este ceva, nu știu ce s-a întâmplat. Zici că s-a făcut o gaură așa în pământ unde au ieșit foarte, foarte, foarte multe mașini. Toate mașinile. Toate mașinile. Da, nu cred că mai există de vânzare undeva mașini. Cred că s-au cumpărat toate și sunt pe străzi. Și atunci când ai perioada aglomerată și ai treabă și ai un interviu, un podcast, o emisiune, un studio, o campanie, da, orice, un concert, nu marja trafic, de timp, da, da, marja de eroare trebuie să fie de la 2 ore jumate, 3 ore în sus. Adică ceea ce înseamnă că nu poți să faci mai mult de 2 chestii pe zi, ceea ce pentru mine nu e foarte drăguț. Deci încerc să rămân sănătoasă la cap în perioada asta, ca orice român responsabil. Și concerte. 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 Pentru că pleci, noi vom difuza asta mâine. Ah, mâine, deci o să fiu pe drum spre Oradea. Da, cu la concertul Zoo. Da, la Orașul Faptelor Bune. Da, că abia putem aștept. Zicem, sunt prieteni noștri până la urmă, deci putem să zicem. Mă bucur foarte tare. Da, e un super super concept și super concert. Și abia aștept să mă întâlnesc acolo cu colegi pe care nu-i vedem așa decât la astfel de evenimente când suntem mai mulți. All Star-uri, da. Și iată că ne vom întâlni, avem planuri, am prieteni care vin din Cluj, am prieteni care vin din Timișoara și bineînțeles prietenii din Oradea, abia aștept. Prindem și un tăiat de porc. Doamne, ești fan? Nu sunt fan, îți dai seama. Nu sunt fan, dar nu o să văd toată nenorocirea. Doar la final, acolo când se pârlește și să ia șoricul. Nu vreau să-l văd, nici măcar nu vreau să-l văd. Nu șoricul, vreau. Direct. Nu sunt fan șoric neapărat. Nu. Dar mă adun acolo pentru că vor fi prieteni de-ai mei acolo și îți dai seama. Context social. Contextul, da. Trecem peste sacrificarea bietului porc. Da, te rog eu frumos să le spui oamenilor ce mi-ai spus și mie, pentru că avem o discuție aici lângă cărți și cumva trebuie să fim foarte chill și să promovăm lucru cultural. Da. Tu te joci șah, dom'le. Deci tu cât ai venit... Deci stai așa. Lora cât a fă-mă cool. Stat unde a stat, s-a jucat șah. În trafic, Da, păi n-am ce. În spate. Lora, de când cu șahul, că acum dacă te întâlnești cu, dacă ai făcut emisiune cu Gasparov, nu cu mine, așa, îi dădeai clasă. Nu cred, dar mă ajută să mă relaxez, da. Am o aplicație pe telefon și nu joc de la început. Pot să joc și cu oameni reali, pot să joc și cu calculatorul. Am bătut calculatorul de câteva ori, ceea ce mi se pare, wow, am evoluat foarte mult. Da. Joc cam de 5 ani și am învățat singurică. Am aplicația asta foarte tare care mă bagă direct în joc, știi, în puzzle-uri. Și ești ai un anumit scenariu și trebuie să faci cele mai bune mutări. Da. Și am și un record de 18 puzzle-uri rezolvate la rând, adică nu știu când o să-mi bat singură. După aia ieșea fum, seama, aveam o chestie din urechi, după aia intram pe Facebook, știi cum mă resetam? Foarte repede. Îți revenea IQ-ul cu tot. Revenea, da. La normal, frumos, ca să nu fiu... Da, lăsând gluma la o parte, mă relaxează super mult șahul și mi se pare că ajută și creierul și nu doar nervii. Logica ți-o îmbunătățește, da. Faptul că începi să vezi cu 2-3 pași înainte. Și noi femeile, nu știu dacă știi asta despre noi, dar noi vedem cu 1000 de pași înainte, ceea ce nu e neapărat... Bine! Bine, pentru că e bine să gândești mai... Atunci.
Da, să fii ancorat în prezent, să gândești pe moment, dar în același timp și cu doi pași în viitor. Să vezi în perspectivă. În perspectivă, dar nu prea departe, că nici așa nu-i bine. Echilibru, pentru că nu mai echilibru. Trăiești momentul. Da. Vorbeam mai devreme despre aceste scenarii în care te bagă telefonul și voiam să te întreb ca o analogie, dacă vrei. Dacă scenariul pe care tu ți-l portretizai într-un anumit moment al vieții tale, să zicem când erai în adolescență, coincide cu ce ai acum? Sau dacă ai fi modificat ceva atunci sau acum? Să știi că este înspăimântător de exact scenariul. Este înspăimântător și am o prietenă cu care am fost în liceu, da. Și care mi-a spus: Laura, tu mai ții minte când ieșeam de la liceu și ne duceam la chioșcul ăla de peste drum și cumpăram covrice, cumpăram și tu te duceai tot timpul în lateralul chioșcului, pentru că era un poster cu o fată blondă cu părul lung și tu stăteai și te uitai în gol așa, te uitai fără să clipești la poza aia. Și am zis, nu ți-mi minte cum, făceai asta în fiecare zi, în fiecare zi. Și am zis, nu știu, nu ți-mi minte. Ești exact fata aia. Ok. Tu visând să ajungi în... Dar cum să zic, sunt lucruri pe care nu le realizez. Dacă nu aveam pe fata asta să-mi spună, nu înțeleg, nu știam de ce așa. Nu făceai conexiunea. Nu făceam conexiunea, dar m-a ajutat foarte mult că am avut oameni pe lângă mine care își amintesc discuțiile mele, ce spuneam când plângeam în hohote și ce spuneam, vorbele pe care eu le spuneam atunci. Când... Ce spune? Lăsați că o să vă arăt eu vouă, că am să ajung și am să fiu și o să vedeți că n-aveți dreptate și eu am să-mi îndeplinesc visul. Și pentru că atunci când ești într-un oraș de provincie, acum 20 de ani, toată lumea spune cam aceleași lucruri. Ce? Vezi de treaba ta, Bucureștiul este rău, acolo toată lumea vrea același lucru, nu vei reuși, nu ai bani, ești săracă, cum crezi tu că ai să reușești? Ori ești dai de unul cu bani, ori ajungi amanta cuiva, ori, adică numai scenarii în care nu mă regăseam în nicio variantă, adică nu exista pentru mine, da, decât să-mi construiesc drumul așa cum cred eu, după principiile mele. Deci nu exista de la oamenii din jur susținere pe cum îmi doream eu să fie. Pentru că nu vedeau asta ca fiind un scenariu fezabil și dar poate... Dar încă nu se vede și sunt foarte mulți oameni care ei cred că eu am reușit. Pentru că oricineva mi-a dat bani, ori... Și e trist să știi. Ori am fost amanta cuiva, ori am eu pe cineva în umbră... Nu! Vreau să creadă lumea și să înțeleagă. Și e foarte important pentru ei să creadă asta. Că se poate, pe corect și se poate. Fără prostii. Se poate. Și poți să fii sexy. E foarte ok. Nu se anulează una pe alta, pentru că sunt oameni care cred că dacă ai fusta scurtă sau ești mai sexy sau ești mai feminină, ești mai senzuală. S-a și ridicat coada. Ceva s-a întâmplat. Da. Nu este un act artistic și parte din mine ca femeie este și feminitatea mea, senzualitatea mea. Sunt lucruri pe care mie îmi place să le exprim. Pentru că dau o energie bună. Ridică vibrația. Nu e nimic greșit în a fi sexy. Dacă se poate să schimbăm această mentalitate și la noi. Bine, s-a schimbat mult oricum, că sunt generațiile astea foarte faine și oamenii s-au deschis mult în România. Poate și de când cu social media și văd niște lucruri. Nu știu, s-au deschis foarte mult, da, e mult mai, nu, artiștii nu mai duc chiar lupta asta continuă cu frate, e ok să ai un picior mai gol pe scenă. Nu e nicio problemă, suntem într-un act artistic, da, și un show, e important. Într-adevăr, e și prea multă nici nu știu, pornografie, să zic așa, dar trebuie să faceți diferența între ele, pentru că sunt oameni care au personalitate și pot duce limitele astea legate de partea asta mai până senzuală. Până la urmă, e chestie de asumare personală. Da, și uite, de exemplu, eu n-aș putea să-mi promovez un single în fundul gol, complet. Da. Dar Jennifer Lopez a făcut-o. Dar și Alexandra Stan a un statement. Trebuie, poster la nu, și nu pentru că mi-e rușine, pentru că nu am mesajul, adică ce, nu știu, poate că nici atitudinea... Și nici nu e contextul. Probabil nu e contextul, da. Sunt multe lucruri, dar sunt femei care pot duce pentru că au o personalitate atât de puternică și au atât de mult curaj și le doare atât de tare în cot, ca să fiu finuța, de gura lumii,
încât pot duce și au un mesaj în spatele acestor expuneri. Exact. Eu n-am un mesaj de genul ăsta. Dacă aș avea un mesaj și aș face un statement, n-aș avea nicio problemă. Dar trebuie să fie mai mult decât o piele goală, știi? Ok. Bun. Mamă, nu mă așteptam să capete asemenea conotații această discuție. Dar e important că dacă tot sunt cu un om care, cu care pot vorbi, adică profit, exact. Voi profita de tine, eu. Da, perfect, perfect, perfect. Cumva, cred că la noi e și spiritul ăsta judgy. Clar este, poate mai accentuat decât în alte părți. Nu cred că e mai accentuat decât în alte părți, dar știi că este o vorbă care îmi place mie mult. Doar Dumnezeu și the Balkan people can judge you. Da, e după net asta, o știu adevărat. Ideea e că suntem un popor religios mai mult decât spiritual și avem o mică chestie aici, pentru că din păcate, nu orice persoană religioasă este și spirituală. Și oamenii din dorința de a, nu știu, de a fi ei cumva mai bine văzuți de divinitate sau mai bine să dea ei mai bine în ochii lor, că nu-mi dau seama în ochii cui dai mai bine, devin lupi moraliști. Pentru că sunt lupi moraliști, nu sunt cu adevărat oamenii spiritual pe care eu i-am cunoscut în viața asta și credeți-mă că am cunoscut foarte multă lume, inclusiv oameni din mănăstiri, au mintea foarte faină și mintea foarte deschisă și ei înțeleg că fiecare om care vine pe pământ în această realitate are o experiență de trăit într-un anumit fel. Greșelile pe care le facem aici trebuie să înțeleagă ceilalți care au impresia că dacă pun lumina pe tine și ți arată greșelile, sunt ei mai buni. Nu. Greșelile sunt ale mele. Greșelile sunt ale tale. Sunt ale mele. Suntem responsabili. Îmi aparțin și e dreptul meu să le am și să le fac și să le învăț din ele. Da. Sau nu. Sau să le repet. Sau e treaba fixa mea. De la oameni învățăm chiar dacă nu ne plac. Adică nu trebuie să fii născut să dar placi la toată lumea. Dar trebuie să vrei să înveți. Adică trebuie să fii deschis, exact, și să înțelegi, exact. Și fiți mai plin de compasiune că sunt oameni care au niște teste foarte grele. Și care you don't know the story behind. Nu știi și nu știi. Exact. Da, într-adevăr, și eu mă trezesc judecând și e normal că sunt chestii care sunt foarte nasoale. Palea chiar nu prea ai cum să nu judeci o crimă făcută de plăcere. Sau e greu, dar poate că omul este bolnav până la urmă hai să-i curățăm din societate pe ăștia care chiar sunt răi și au probleme mari, exact. Și nu avem deocamdată ustensilele necesare să le luăm problema și să fie wow. Sau să identificăm din prima. Da, adică sau să din timp să facă, da. Cu toate că dacă s-ar uita mai mult pe rețelele astea sociale, oamenii și psihologii, cred că puteți vedea din timp, să știți. Exact. Sunt unii care chiar pot fi luați direct de pe Facebook. Cred că tu ai și în DM, adică cred că ai niște exemple. Nu vreți să știți. Multe. Nu vreți să știți ce e la mine în DM. Rău, eu pe Facebook am un mesaj automat care te duce la produsele mele, la cremele mele și spune de unde poți să cumperi cremele mele? Uite, de aici. Și sunt oameni care vorbesc cu acest robot și de fiecare dată le răspunde la fel și ei tot vorbesc cu el. Ok, să zicem doar că nu sunt familiarizați cu tehnologia. Bun! Să zicem, dar vorbesc chestii urâte și au impresia că le răspunde robotul, care clar răspunde ceva, au impresia că sunt eu care le răspund altceva pe subiectul lor. Adică ei au o conversație cu mine, neavând o conversație cu mine. Cu tine, Laura. Cu mine, da. Personală și chestii sexuale foarte multe. Asta voiam să zic, că sunt de alea cu băgetești. În niște nenorociri. Voi de capul meu. Videouri dubioase, adică nu, e rău. Adică vrei, nu vrei, devii expert în identificarea identificarea psihopaților, a oamenilor cu devianțe sexuale. Dar bine, eu nu cred că se întâmplă chestia asta doar la tine. Eu cred că clar că nu e doar la mine, Doamne ferește. Care lansează în masă niște chestii. Nu, dar obsesiile, tot fiecare cu obsedații ei, știi? Din industrie. Da, jur. Avem gașca noastră de obsedații. Sunteți și femei foarte populare și foarte frumoase și foarte talentate. Eu cred că se întâmplă chestia asta și peste tot în lume femeilor se întâmplă. Normale. Bineînțeles, am prietene normale care sunt
uimite de ce se întâmplă în mesajele private. Bun, să revenim la subiectul filmului Vieții Lorei. Mi-ai zis cum îți proiectai tu treaba asta. Ai schimbat ceva acum? Tot parcursul? Sau să-i fi dorit, schimba. Uite, poate că, uite, acum suntem la final de an și bă, la final de an îți faci cumva un bilanț, vezi ce s-ar fi putut face mai bine, ce s-ar fi putut face mai rău, dar per total, ce simți tu că eu zal, lipsă, există? Fii atent, partea mea egoistă ar schimba ceva, dar dacă îmi dau seama că îmi place femeia care sunt și îmi place ce am învățat și ce am cunoscut despre lume și am învățat din toate experiențele, nu știu dacă dacă mi-aș face viața mai ușoară acum, aș da totuși tot ceva în urmă și aș evita niște persoane, aș evita niște relații, aș evita niște lucruri, nu știu dacă aș mai fi eu și nu cred că sunt pregătită să renunț la mine varianta de acum, femeia de acum, doar ca să îmi fac viața mai ușoară în trecut. Ok. Deci zici că te-au format chestiile alea pur și toate simt. Te formează, este okay. Imposibil. Aș schimba niște lucruri, dar aș schimba, uite, mai mult din ce am trăit cu mama mea și boala ei, care a fost lungă de când m-am lansat, practic, până în 2020, au fost 10 ani de luptă cu cancerul și dacă aș fi fost mai ancorat în realitate, dacă n-aș fi procrastinat atât de mult și n-aș fi lăsat-o pe mama să facă chestia asta. Acceptarea a durat mult să acceptăm că avem o luptă grea. Și dacă aș fi fost mai din timp, mă gândesc că poate ea cum ar fi fost cu mine. Dar regretul ăsta și durerea asta cu care eu trebuie să trăiesc în fiecare zi, în fiecare moment, mă ține foarte aproape de divin, de Dumnezeu, de durerile oamenilor. Ești mai empatică? Am fost mereu empatică, așa m-am născut, dar acum am o altfel de empatie. Sunt și empatică, dar în același timp nu mai las să mă degradeze. Înainte mă deterioram de la empatie. Empatizam atât de mult încât că ți se întâmpla ție sau mie era fix același lucru. Deci te puneai atât de mult în pielea omului respectiv. Am ajuns să simt o durere atât de mare cu ce am trăit eu pe pielea mea, încât acum sunt empatică, dar lucidă și pot fi cu adevărat un ajutor. Înțelegi? Înainte nu eram foarte de ajutor, pentru că eu plângeam, muream cu tine. Plângeam cu tine, stăteam cu tine, sufeream cu tine și nu știam ce să fac sau să-ți spun, nu știu, câteva cuvinte, nu neapărat care să ți anuleze ție sau să vină, cumva, dar care să te facă să vezi luminița aia. Acum cred că sunt capabilă să fiu genul ăla de om și de prieten. Dacă cineva are o problemă, mă gândesc la rezolvare. Îl las pe om să-și rească problema, o simt, îi înțeleg durerea, dar mă gândesc la rezolvare. Cum fac? Cum pot eu să fiu util în momentul ăsta să ajut situația, să o îmbunătățesc? Nu mai stau și mor cu tine acolo. Da, da. Cam asta. Pentru că, de fapt, despre asta e... Cumva cred că tu ai și dus lupta asta timp de 10 ani și probabil că dacă ar fi fost mai scurtă, n-ai fi învățat atât de multe lucruri. Nu știu, pe de altă parte nu vreau să mă gândesc că a fost neapărat despre mine. Asta eu sunt o chestie secundară a acestui război, că altfel nu pot să-l numesc, pe care l-am trăit, dar pe care mama mea l-a dus. Eu am fost acolo un soldățel, dar mama a fost... Real, crezi că puteai să o salvezi? Real, real? Nu știu. Nu cred că... Erau multe lucruri care nu erau atunci. Multe lucruri care sunt acum și nu erau atunci. Regretele mele sunt... Poate că n-am început mai repede chimioterapia sau poate că nu am făcut mai repede operația, dar... Și acolo, vezi, eu am muncit foarte mult să-mi permit să operez pe mama în Turcia, de exemplu, unde erau mult mai avansați
la operațiile de genul ăsta, știi? Mm-hmm. În momentul ăla. Acum în România se pot face minuni. Dar atunci nu. Și asta e. Am o prietenă acum care face, e antrenoare de fitness și face pentru prima dată cineva un program de sport care să ajute bolnavii de cancer, da? Și îmi spune de tehnologii, de chestii, de tot felul de medicamente care se testează acum, uite, prin Germania. Și mi se pare fantastic și regretul meu este că, frate... Poate nu te-ai interesat de ele suficient. Nu, nu existau. Nu erau atunci. Uite, nu a prins mama. Încă? Nu a prins momentul ăsta. 3 years later. Da. 3 ani mai târziu și poate da. Ar fi fost altfel. Dar tu de-aia vrei să te și muți cumva alături de fratele tău? Dar adică suntem împreună și acum. Noi stăm unul sub altul. Ok. Deci... Deci mereu am fost așa. Uh-huh. Uh-huh. Mi-am dorit mult să... Suntem buni prieteni. Foarte buni prieteni. Și asta e important pentru că sângele nu face neapărat... minuni când e vorba de înțelegerea între membrii familiei. Ok. Dar noi am crescut împreună, mama a muncit foarte mult, ne-a crescut singură și noi doi ne-am crescut unul pe altul și atunci e important să-ți ai fratele, dar care ți-e și prieten aproape. Plus că el e foarte bun pe foto-video, când face multe din campaniile pe care le-am eu de făcut. Mi le filmează el, mi le montează. Acum urmează să lansez pe 16 la Orașul Faptelor Bune, lansez o piesă nouă. Și mi-a făcut el un lyric video foarte, foarte tare. Frumos. Făcut de el. Foarte frumos. Și îmi doresc să ajungem într-o zi chiar să lucrăm pe videoclipuri muzicale, nu numai pentru mine, pentru toată lumea. Pentru toată lumea. Păi suntem, bă, l-am eu pe fratii meu, sună-l. Da, și nu e nepotism, pentru că fratii meu a lucrat mult în IT și a lucrat la o companie internațională americană și a vândut tehnologie pentru online. Uh-huh. Și știi, am tras mult de el. Să revină la vocația asta, pentru că era foarte talentat la foto-video și efecte speciale și tot felul de... Și hai că am nevoie de tine! Și într-un final, iată că și lucrăm împreună. Dar nu face benevolat, adică mă gândesc că îl plătești. Bineînțeles, dar nu-l plătesc eu, că fii atent. Avem, de exemplu, tu. Așa. Da? Ești, nu știu, unul dintre oamenii cu care eu lucrez, uh-huh. Da? Tu ai o... un fi pentru asta, ai da. O chestie, există un contract. Okay. Și din contractul ăla, bani se duc oricum către video, către content. Mm-hmm. Da? Și atunci lucrez cu un om pe care îl sun acum și vine de jos, vine și facem și e disponibil. Exact. Adică e aproape de mine, mă cunoaște. Știe cum vrei să arate lucrurile. Știe și okay. Gândim, avem aceeași logică, gândim la fel. Nu se supără pe mine dacă... Nu știu, îi spun, nu-mi place, hai încoată. Lucruri pe care nu poți să le faci chiar cu toată lumea. Cu alte persoane care nu te cunosc. Mai ales că ar trebui, oameni buni, să știți că Laura este și o persoană de foarte, foarte mult bun simț. E o persoană pe care nu vrei să o superi, mă. Adică, știi, ce frică? Nu mi-e frică, nu. Mi-e târșă, cum să zice pe român, știți, bă, nu vreau să o super pe Laura, pur și simplu. Adică mă gândesc de două ori vreodată dacă... aș lăsa să se dea un titlu mai neprietenos referitor la Laura. Nu știi care e treaba? Și asta cu titlurile. Eu înțeleg că trebuie senzaționalul pentru click-uri. Da. E normal. Și noi ne gândim la captions când pun o poză. Mă gândesc, ce să pun eu, frate, să atrag atenție? Mai bine mai pun nimic. Pun un pupic. Că nu ai tot timpul inspirație. Știi că să scrii ceva și cineva să citească în 2023-2024 în curând, it's complicated. Uh-huh. Și să-și percepă mesajul cum ai vrut tu să-l transmiți, că asta da, e foarte important. Dar atunci, cu fricul asta că nu vrea cineva să mă supere, pentru că îmi stă mai bine zâmbind, cred. Cred că e mai fain să zâmbesc. Mai fain să avem un timp de calitate când și ne întâlnim. Da. Și un vibe bun, pentru că lumea este cum e și se întâmplă lucruri urâte și ce să mai... Nici nu trebuie să inventezi, că există atât de multe în lume încât pur și simplu există trebuie doar content. Să le da. Există content. Să le reperezi și da. Fii atentă, Laura, eu voiam să ducem în zona asta cu brazi, cu globulețe, cu crăciun. Brazi și globulețe. Da. Ați decorat și dacă da, cât de grea este viața domnului Ghenu, așa cum este grea viața oricărui
bărbat în această perioadă a sărbătorilor. Dar de ce este greu? Ia. Pentru că. Du-te și tu la supermarket, că am uitat eu să iau aia când am fost amândoi. Du-te și tu că n-avem nu știu ce acasă. Du-te și tu că trebuie să mai facem rost de X lucru pe care îl găsești foarte greu, că toată lumea vrea acel X lucru. Deci cum vă împărțiți taskurile, doamna Alora? Este foarte simplu. Așa. Luați un pic și o foaie. Notați. Există aplicații online. Da. De pe care comanzi tot ce trebuie. Bun. Tot. Deci nu trebuie să vă deplasați departe de casă. Și dacă sunteți mai mulți în același loc, cum sunt eu cu fratele meu, da? Da. Stai seama că facem cumpărăturile toți odată, pac, pac. Ionuț este nebunit să meargă la cumpărături. Deci Ionuț. Nu ești ironică? Nu, este nebunit. Eu nu mă duc cu Ionuț în supermarketuri, pentru că îmi crește barbă. Mie... Îmi crește barbă, îmi cresc mustățile. Deci nu există el așa ceva. Cred că de-aia are barba. Nu se poate, eu nu înțeleg cum poate să aibă atâta răbdare. Ia odată ceva, se uită, totul trebuie să fie la ingrediente. Acum că am și problema cu glutenul, el se uită, citește tot, îi place. Le mângâie pe toate, cite, uite chestia asta, știai că uite, este făcut acolo cu ingredientul ăla care e de acolo și care... Tot. Eu comand și hainele online, eu nu pot nimic, eu nu probez, eu nu fac nimic. Stai, ți se întâmplă treaba asta pentru că ești persoană publică? Nu mai și pot că... cu timpul. Deci nu pot să pierd. Mi se pare... Doar dacă mă duc în vacanță, îmi place să le iau, să le mângâi. Dacă mă duc în altă parte, da, îmi place, stau, pentru că m-am focusat, am de făcut cumpărături. Ce-mi cumpăr? Haine, pantofi, genți, perfect. Sau ce-mi cumpăr? Îmi pun așa o limită de cheltuială, da. Ca să fiu și eu responsabilă, da? Și așa, pentru ce îmi trebuie? Păi am evenimente, am niște chestii, vreau să fac pentru niște concerte. Ok, am banii ăștia, hai să ne distrăm cu ei. Mm-hmm. Și mă duc frumos și stau și, da, tot să mă duc cu Ionuț. Este... El merge cu tine când faci treaba place, asta? Îi place, îi place și nu numai că îi place. El începe să probeze, este nehotărât el. Nu hainele tale, stai, nu. Nu ale mele, nu. M-ar speria un pic. Nu, și îmi mai spune... Dar totuși nu vrei să probezi chestia asta? Hai totuși probează-o. Hai totuși să o probezi, că vreau și eu să văd cum. Deci eu nu am noroc la capitolul ăsta. Dar dacă nu vreți să faceți cumpărături, da. Comandați, frate, tot. Cadouri, nu găsesc nici nu știu ce. Crezi că ăsta e și unul dintre Google it. Secretele relației pe care voi o aveți? Faptul că domnul Ionuț este extraordinar de răbdător și de suportiv, dacă vrei? Păi el are răbdare cu niște chestii unde te-ai aștepta ca bărbați să n-aibă răbdare și cu unele chestii unde te-ai aștepta să aibă răbdare, nu are răbdare. Ironic. Deci este un paradox. Dar secretul relației este iubirea. Care nu s-a estompat și nu se va estompa. Nu. Iubirea. Cum? Nu știu. Cum că nu? Mă, nu, eu nu știu. Nu știu că nu? Nu e un buton pe care îl apeși. Iubirea este povestea asta pe care o avem noi doi de iubire. Nu, cum să zic... Treaba noastră e să avem grijă de ea. Știi, ca și cum ai un talent și trebuie să ai grijă de el? Păi ai voce eu. Și trebuie să ai grijă de păi vocea ta? Știi, așa e cu iubirea. N-am. Ai o chestie pe care nu ți-ai pus-o tu. Da. Ești acolo, e acolo, da. De undeva ai primit. Uh-huh. Și atunci trebuie să ai grijă de chestia aia. Și noi avem grijă de iubirea noastră cât putem. Ți-a făcut și Artemiu Plus zilele trecute, am văzut pe story. Am face des. Nu e prima dată când gătește lucruri pe care, din punctul meu de vedere, bă, un bărbat n-ar nu oricine. Trebui, nu. N-ar trebui. Nu. Sunteți cei mai buni bucătari, dragule. Ce s-a întâmplat? Păi asta voiam să îi zic. Place. Că la show-urile culinare, de obicei, bărbații stea care... Îi place. Ionuț gătește din plăcere. Nu pentru că trebuie, nu pentru că... Îl relaxează ca relaxează, șahul, da. Exact, e șahul lui. Îi place. Nu. Îi place foarte mult. Și tu nu. Păi n-am loc, dar nu mă lasă. Cred că nu înțelegi. Ionuț nu mă lasă. Face de-alea, dă-te! Am un baby, face, am un baby, te rog eu frumos, dar te-am chemat eu aici. Lasă-mă în pace să fac cum știu eu, că eu mai vin. Dar nu vrei să... Nu. Și nu. Eu ceva să bat, nu, ceva nu, să feliez, nu, ceva nu, să... Nu, și nu. La salata de beof lucrați în echipă? Sau nu se face salata de beof? Măi, am vrut, uite, chiar eram cu o prietenă, noi două jucam remi, deci asta da. E o chestie foarte drăguță, e chiar așa. Aici, în spatele camerelor. Și noi două jucam remi așa. Și el era pe peninsulă da. Și se uita la noi, se uita la mine în piesele mele și tăia pentru salată beof
Și am zis, nu vrei să vii tu, hai să facem schimb. Vino tu și joacă în locul și meu. Mă duc eu și muncesc. Și mă mai uit să... Că... Obosești la un moment dat. Și a zis, păi hai că termin cartoful ăsta dacă e și facem schimb. Și după ce l-a terminat, hai nu facem schimb? Nu, 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 hai lasă, stai și când place să l-a uitat Dumnezeu acolo, bă, băiat. Mă, dacă trăia bunica mea, Dumnezeu să iute, care mi-a spus, pune mâna că nu se... Trebuie să înveți să știi să fii gospod, să gătești, să nu știu ce. Am zis, lasă mamaie că eu am bărbatul care gătește. L-am manifestat până și aici. Deci este fantastic. Te-ai fi dus la ea și ai zis, super. Uite bre. Uite, este foarte uite fain. Pe Ionut. Nu, e foarte fain și da. Îl știi că e bărbățul, e așa, da, adică mă, nu da, e ca și cum da. E vreo... Cu Caterințele la el, un popogolan, adică da, nu, da, e, nu e ca și cum e... Da. E foarte fain, e foarte fain și am o entitate complexă, masculină în casă, care mă fascinează de multe ori. Și îmi descoper lucruri și mă uit la el așa și îmi zic, mă, ce... Și noroc am avut. Ce fain, ce faină relație, ce... Cred că și el zice același lucru despre tine, n-am făcut niciodată interviu cu el, dar mă gândesc că... Băi, nu știu, chiar ar fi interesant. Ar fi interesant? Ar fi interesant. Adică să văd dacă... Mă iubește foarte mult, îți dai seama că spune, mă iubește foarte mult. Mamă, l-ai făcut acum de râs la băieți, aia cu care merge la fotbal, cu care se joacă așa. FIFA, cu care... Toți. Noi, nu că e doar el. Nu știu cum să stau cu părul ăsta, să nu... Da, e liniștită, nu e nicio problemă. Să nu atac, stai să mut un pic asta acasă. Oamenii se uită la cărți, nu se uită la balierele noastre, nu știu cum să-mi pun astea, mă, scuzați-mă două secunde, n-ai pauze publicitare. Nu, și noi nu o să tăiem absolut nimic, îți garantez nimic, că trebuie să fie treaba... Să fie treaba naturală, să stau și eu un pic așa. Bun. Așa. Bun, deci toți prietenii noștri gătesc. Da. Da? Și sunt simps. Și își dau înainte și frate meu e la fel. Deci în seara în care am mâncat ardei umpluți făcuți de Ionuț, da. A venit și frate meu cu ardei umpluți făcut de el și am făcut un fel de battle, da, battle. Care e mai bun. Foarte mișto. N-am putut să aleg. A trebuit să mănânc de la amândoi. E căsătorit și fratele, nu? Nu. Nu e. E nu. Burlac. E burlac, da. Păi gătește senzațional, de n-ați înțeles. Măi fetelor. E tot așa, foarte amuzant, foarte, foarte fain. Am o gașcă, iarăși clăparul trupei mele, Virgil, da. Care e și profesor de muzică, are și școală de muzică și clăparul meu de 10 ani de zile. Gătește? La fel. Senzațional. Deci toți bărbații care sunt în viața mea, au această pasiune și își dau de la unul la altul rețete și spun chestii, băi, ai încercat cu nu știu ce, dar vorbesc de zici că... Grupul șefilor. Cred că așa ar trebui, asta da, e bun, să-și facă o gașcă din asta. Bun, am stabilit și pas. Cadourile le luare de Crăciun? Uite, mâine trebuie să mergem sau ne întoarcem săptămâna viitoare, marți. Păi unul pentru altul, zic, nu trebuie să fie anonimus. El mi l-a dat aseară, n-am putut să se abțină. Ce? De la un designer care îmi place mie foarte mult, mi-a luat o chestie care era sold out de foarte mult timp. Așa. Și m-am abonat la toate site-urile astea să mă așa. Anunțe când revine în stoc. Farfetch, Luisa, Viale. Tot de pe planeta Pământ am da. Răscolit-o și nu am găsit și nu am primit niciun mesaj. Cumva, al meu... E geantă? Nu e geantă, este un... cum se numește? O... Ham? Nu, garter. O jartea, o ceva, așa, dar... Așa, ham, soi de ham. Stai să-ți arăt. Păi și ce brand poate să fie, domne, la jartele? Că eu nu David Coma. Na, stai că nu e un brand de jartele. Nu e mainstream să știu. Că nu... Este, hai să caut, garter. Abia știu Ruslan Baginski, deci adică de la da, bască. Da, sunt mare fan. Știu, am văzut că ai mai multe. Am mai multe. Uite da, asta. Da. Uite pe asta. Asta. Am înțeles. Fii atent. Asta e de scenă, mă. Nu doar, și de evenimente. Dar fii atent ce faci cu ea. Uite cum se pune. Uite. O pui la cizmă. Ok. O pui la de cizmă. Una singură. Asta e șmecheria. O pui la cizmă. Bă, o pui la braț. O pui aici la gât. E multifuncțional. Este ceva senzațional. O pun. Uite, bine, aici nu, că, dar peste salopetele alea, că mie îmi plac salopetele, poacă, am una all black, îmi pun o jartea de asta, de plină de cristale da. Și uite așa, da. e mare, e... Mamă, de ce era? Nu pot să cred, e prima dată când am plâns la un cadou, pentru că, jur, deci m-a emoționat atât de tare, pentru că eu, care sunt expert în a găsi orice pe pământul ăsta, nu există să-mi placă ceva și să-mi găsesc. Nu am găsit. El a găsit. Și a știut cât de mult îmi doresc și m-a auzit când bolboroseam. Deci eu nu-ți mă aude.
mă aude că bolboroseam și mă ofticam că nu, măi, bem, dar nu găsesc nicăieri, dar îmi doresc foarte mult chestia asta. Mă gândeam să fac eu o chestie, că și eu mi-mi place să meșteresc cu cristale. Ești crafty. Sunt foarte crafty. Da. Și am zis, mă, o să-mi fac eu o chestie, mă inspir, nu o fac la fel, dar îmi fac așa o chestie să... N-a mers. A mers, am făcut la un moment dat o chestie, chiar am folosit la niște poze, dar nu era asta, eu voiam asta și voiam cristalele astea la dimensiunea asta. Și mama când mi-a adus azi noapte, a zis, nu pot, băi, nu pot. Deci tot să zvârcolea așa, nu pot, eu îți dau cadou de Crăciun. Păi și tu l-ai luat lui sau urmează? Nu, spun nimic, nu recunosc nimic. Am înțeles, deci practic anul ăsta a fost câștigat concursul de Moș Crăciun de către domnul Ionuț Ghen. Da. Da, Moș pentru Ghen. Că e o chestie doar pentru simplu fapt că a fost atât de greu de găsit. Mi s-a părut fantastic că a făcut asta pentru mine și a găsit, mi se pare. Eu cred că s-ar fi dus până la capătul pământului. Și nu s-a dus nicăieri. Personal, personal. Și totuși nu s-a dus nicăieri, deci se poate să găsiți lucruri. Să fure de la cineva din casă și arteaua cum ar veni, că cred că găsea el o variantă, nu se știu, poate. Da, da, unde petreceți sărbători? Păi avem așa. 1. În București, așa, cu câțiva prieteni, da, să avem o cină drăguță, poate în ajun. Venim acasă, vine moșul sau chemăm pe cineva la noi și tot așa drăguț cu trala. Brad noi nu avem pentru că avem 2 motani. Da? Și ar fi haos. Deci la noi avem ceva, ceva micuț, butaforie, așa. Bradul facem Brad la frate meu. Da. De sub noi. N-are pisică, n-are mare, soție. N-are pisică, n-are soție, nu-i să bagă nimeni în Brad. Eu m-am băgat în Brad și am făcut o filmare super drăguță cu un efect foarte drăguț, abia aștept să lansez. Și apoi Târgoviște. Târgoviște, Găiești, pentru că acolo e familia lui Ionuț și mergem toți. Și eu sunt de la Pitești, deci cumva suntem. Deci mergem frumos la curte. Avem și un fel de pound acolo făcut în curte. Hrănim o rață, un peștișor. Relația bună cu rudele. Foai, da. Păi mama lui vine des. Ai lui, amândoi. Și mai rămân la noi peste noapte. Am jucat cu taică Suremi până la... Până la cât, Silviana? 5. Până la 5 dimineața. Până la 5 de dimineață. Până la 5 dimineața am jucat, Remi. Nu ne mai... Ne-a uitat Dumnezeu la masă. Dar tu ai preocupări de-astea neelectronice, cum ar veni. Adică tu ai rămas în zona îmi place. De... Bine, șahul de... joc electronic, dar pentru că nu prea am cu cine... E tot dar... zona aia. N-ai rival. Păi, de fapt, asta e, că n-ai rival. Să învețe tatăl lui Ionuț Ghenu să joace. Știe. Dar mi se pare că durează prea mult. De-aia îmi plac mai mult puzzle-urile. Îmi plac situațiile... Alambicate, da. Bun. Am stabilit-o și pe asta de Revelion cântări? Da, 4 cântări la Boiana Brașov. Mai 2? Trebuiau să fie 5 și cumva am făcut un calcul și nu ieșea bine la timeline. La fată și la timeline și la oboseală. Da, o să păi și la cât încep ca să poți să onorezi 4 cântări? Adică la cât? Păi cred că pe la un 10. Așa. 10 și faza faină este că am la Alpin și nu știu dacă ai fost vreodată acolo, dar ai mai multe săli decorate diferit, nu știu ce. Și eu practic sunt în aceeași locație și mă duc în 4 locații, dar în același loc. Nu știu să zic. Ești bine. Păi îți dai seama, nu trebuie să migrezi, cel mai bine. Nu trebuie să, da. Cel mai bine. Corect. Bine, și anul trecut a fost foarte bine, că eram tot în Poiană, tot în locații acolo, știi? Da, nu trebuie să te duci și în orașe și... diferite, nu e? Da. Dar ai e de făcut. Da, a fost foarte greu. Am avut într-un an 7 concerte și crede-mă că am avut, unele durau și 15 minute, dar am avut un concert cele mai lungi 15 minute din viața mea. Deci cu de-alea, cu făcut rău, cu vomitat înainte de urcat pe scenă, vomitat după 15 minute, adică de-alea, nu mai poți, nu mai, oamenii au impresia că, mamă, și când te uiți, că am găsit o filmare cu mine pe YouTube de acolo, când te uiți, mamă, ce... Flower power, ce bine e, Laura! Mamă, ce... Ziceai că n-am nicio problemă. Este incredibil de greu să arăți că nu ai nicio problemă. Dar asta cred că treabă la noi în zona asta de entertainment, că nu cred că sunt prea multe zile în care ai chef. Nu e vorba de chef, e vorba de efortul fizic. Epuizarea. Care, epuizarea, este un pericol. Dar dacă poți să-mi zici, că cred că poți să-mi zici. Ia. După... Cât ai ieșit cel mai bine după o seară de asta? Adică gen la modul, nu știu, să tragi linie, să zici, bă, a fost... Ca bani? Da. Cred că ai un record personal.
Păi, stai așa, să facem un calcul. Pentru că eu am un fi, da? Dar de acolo se duc procente echipei. Evident. Da? Se duc procente la management impresariat, se duc procente la band. Că eu cânt cu band. Da. Și 7 concerte, de multe ori era dublu prețul de noaptea de revelion. Logic. Așa, calculezi pe timp, da. După care faci așa, cât, cât înseamnă. Cred că am făcut 40 ceva de mii de euro, cred că am făcut 40 de mii. Cred că pe acolo. Dar nu doar banii mei, da? Da. Ca să calculez cu totul. Mas o menul. Da. Ok, am înțeles. E muncă, de muncă, acolo muncă, 30, da. Cam 30% se duc band echipă. Ok, se redirecționează. Okay. Da, dar munca meritat, este... Adică din punctul tău merită, păi, merită. Da, de obicei te duci în vacanță o lună de zile după, și că tu trebuie să... Păi da, tu cheltui din banii aia, dacă o pe mare parte, aproape toți banii aia, cheltui ca să te pui pe picioare într-o lună de zile. Plus că ai cheltuieli. Tu trebuie sândăluța să fie sândăluță. Nu poți. Oamenii vor ca la Beyoncé, nu vor ca la... Eu am sandale ca artistele mari în picioare sau încălțări sau hainele de pe mine. Sunt branduri, da? Că tu trebuie să fii la nivelul ăla ca aspectul fizic, dar tu nu câștigi milioane de euro dintr-un concert. Dar tu acum ai 4 ținute pentru 4 concerte sau ai aceea ținută? Adică... aici el, am o ținută atât de frumoasă și atât de faină. Și timpul este scurt între ele ca să mă schimb. N-are cât sens. Ai, dar okay. O țin special, e o ținută pe care abia aștept să o port. Prima dată o să port acolo. Apoi eu mai port eu în concert, dar prima dată vreau să o port acolo pentru prima dată. Că... E și un moment festiv. De plecat în vacanță, unde plecați și când? Nu cred că plecăm. O să mergem undeva drăguț aici în România câteva zile. Nu pleci, mă, la Calca, anul trecut ai stat. Ai plecat, m-am întâlnit cu tine la party la Global. Pe 5 decembrie, ții minte, și acum era 5 7. Decembrie. Nu, okay. Era trecut? În aceeași zi cu petrecerea Samsung, da, 7 decembrie. Anul trecut? Da. Pe 7. La... Pe 7. Când am făcut noi, eu eram pe plecare și tu erai la panou. Nu pe 7, nu pe 7 era. Nu mai știu, mă, 5. Anul trecut nu pe 5. 5. Da. Mi s-a dat dreptate, frumos. Așa. Și țin minte că atunci mi-ai zis, bă, eu plec după 2, 3, 4 ianuarie, pe cât plec și până în, ai stat până în aprilie. 4 ceva. Luni. Bă, băiatule, mult. Păi și acum, cum s-a schimbat? Acum mi-am luat teren. De casă. Bun. Aici vreau să ajungem. Deci treaba începe să fie din ce în ce mai complicated. Mai de oameni mari. Mai de oameni, da. Mari. Cât ai zis, bine, cât ai luat? 2000 de metri. 1000 tu, 1000... Da. Fratele. Da. Facem, asta e visul, să ne construim o căsuță un pic mai mică pentru el, că așa o vrea. Mm-hmm. Mi-a dat dimensiunile pe care așa. Și una un pic mai mare, după nevoile mele, pentru mine. Că numai dressing-ul cred că trebuie să aibă 40 de metri. Un 8x5. Este... M-ar veni. Da, poate chiar mai mult, nu știu. Este ceva asta cu dressing-ul. Pentru că acolo trebuie să am și masa pentru machiaj. Acolo trebuie, vreau să-mi fac un spațiu special cu scafă pentru păr și pentru... Uh-huh. Să-mi chem acasă. Când ai nevoie, da. Da. Așa și, bineînțeles, îmi trebuie o mică saună, că îmi trebuie pentru recuperare, n-am cum, uscată? Dacă o să stau la pădure, umedă. Da, umedă și uscată, uh-huh. Și cu infraroșu. Da. Trebuie să mă recuperez repede, musculatura și totul are de suferit. Long term, da. Da. Și articulațiile și absolut tot. Bineînțeles că îmi trebuie să pot să-mi fac și un masaj, să chem pe cineva să mă maseze, să-mi mă îndrepte, să... și bineînțeles, îmi trebuie să-mi fac sportul. Okay. Și să fac coreografii, îmi trebuie un perete cu oglindă. Adică sunt cerințe. Când sunt cerințe, pentru că astea sunt nevoile. Adică pentru un om care nu are nevoile astea, poate îi se par că sunt aroganțe, dar fiecare om are nevoile lui. E tu practic de... investești în viitor, cum ar veni, și într-o longevitate prelungită. Și să pot, că te întreabă, vai Laura, dar cum de arăți bine? Păi arăt bine pentru că eu am sala la parter. Eu am piscină la parter, am saună, am tot ce-mi trebuie să mă recuperez. Oameni care se ocupă de mine, să arăt ok, mă dau cu cremele tot timpul, am ritualul meu, nu există să mă abat de la asta. Am doctorița mea dermatologă, în fiecare lună eu mă duc la ea, de la ea vin aici, da? În care îmi face curățarea tenului, pentru că am avut perioade în care am avut multe parturi, mult machiaj, mult... Se impregnează, toate lucrurile astea...
țin de întreținere, pur și simplu. E ca și cum te duci cu mașina în service. Trebuie. Când revizia. Tu călătorești mult cu ea și o folosești mult, ca să te țină și să fie într-o formă bună, tu trebuie să ai grijă de ea. Okay. O să o duci mai des în service decât o persoană care, nu știu, nu o folosești atât de intens. Și o lasă în fața casei. Dar e o capcană. Nu vă lăsați mult mașina, că nu e bine, da. Da. Tu n-ai ai permis? Nu, n-am avut timp să dau de permis. Știu să conduc, dar nu. Deci timpul e principal factor. Da, timpul. Sala, timpul. Ai ajuns acolo, no. N-ai dat sala. Nu știu, legislația n-ai făcut, nu nimic. Nu, am citit tot. Dar e pe 2024, ar fi rezoluție? Nu știu, pentru că eu fac foarte multe lucruri în mașină. Timpul din mașină pentru mine este timp pe care eu îl petrec rezolvând și câștigând lucruri. Editez videouri, montez, vorbesc cu oamenii, răspund la mail-uri, dorm. Această minunată invenție, somnul. Asta e după duba de concerte, cum ar veni. Stai seama că eu mi-am luat o mașină mare, duba de concerte cu trupa, și noi avem o mașină mare, un SUV, dar dorm. Cât să încap, am luat-o pe... m-am întins în spate și pe înălțime așa, să văd exact cum... Așa e Alisa. Bun, vedeți că vine doamna Laura acum, trebuie să facem un test drive. A zis că vrea să se întindă în spate cum ar veni. A, e ok, pe asta au zis că o iau, că încap. Păi n-ai cum, trebuie să încap, să dorm, să fiu liniștită, să nu mă strângă după 6 ore de drum. Mașina se strânge pe tine, nu știu cum să zic, se face mică. Da, da. O simți că te apasă tot, vine totul spre tine. Și ai nevoie de spațiu și am înțeles-o pe asta. Am renunțat la mașinile joase. Acum dacă merg într-o mașină mică, am impresia că dau cu fundul de stradă, nu pot. M-am obișnuit mai sus, mai mare, mai... E tot o chestiune de confort, știi? Da. Plus că dacă vrem, avem și 7 locuri din portbagaj. Portbagajul este imens, nu, este exact strict pe nevoile mele. Bun, am stabilit-o și pe asta. Mai zi-mi o dată despre faza cu casa, ai ca să o stabilim, să știe toată lumea că la următoarele interviuri. Haideți, care sunteți mai forțoși, veniți, cărămidă pe cărămidă, punem acolo, construiți casa. V-ați apucat de n-am de luat materiale, chestii? Nu. Ai planul casei făcut? Nu, adică... nu l-am. Caut un arhitect. Ok. Talentat. Okay. Eu știu, am o viziune, știu cam ce-mi doresc. Compartimentare, tot. Știu, cel puțin... design, ideea, în ce stil și... Minimalist, industrial? Spre industrial, da. Spre industrial, da. Da. Gri? Mult gri? Nu. Alb? Cărămiziu colorat, o să fie un eclectic industrial, ceva drăguț, pentru că îmi doresc și perete nefinisat, tropical. Zona aia? Perete nefinisat, cărămidă lăsată? Cărămidă lăsată, dar cu plante... verde, negru ca metal. Să fie viu, da. Basically. Lemn. Ok, poți să arăt. Lemn, metal, cărămidă. Bun. Deci, treaba asta cu construitul, ne-am mai și uitat la vloguri de construcții, că l-avem acolo pe fratele Dorian, care postează tot timpul. Da, uite, n-am urmărit. Mi-e frică să urmăresc chestii, că nu vreau să... Păi da, că fiecare om care se apucă de construcții... Vreau eu să fac... Bă, nu prea știe cumva la ce se înhamă, adică atât despre costuri, cât și la nivel de muncă. Adică tu bănuiesc că ți-ai făcut un plan, cam cât ai avea așa, cât e... Se face planul în construcție. Ok, mă gândesc că ai un buget estimativ. Da, bun, știi care e treaba? Noi avem prieteni care chiar au business-urile astea și au business-uri cu construcții. Avem un prieten în Iași foarte bun, care construiește încă un Iași lângă Iași. Foarte fain, foarte modern, foarte tot. Suntem înconjurați, cumva flancați de oameni care pot susține procesul. Ne pot ajuta, da, de la sfaturi la... Mână de lucru la ce avem nevoie, da, știi? Ceea ce e foarte important. Pe de altă parte, eu sunt genul de om care voi vrea să fiu pe șantier și voi vrea să pun cărămidă peste cărămidă. Te-a pus să-ți faci și vlog în sensul ăsta? Adică real? Nu vlog, vreau să fac, să documentez procesul, știi? Ok, ca să știi și... Că vlog, eu nu înțeleg ideea de vlog. Adică eu nu știu ce e vlog, e ca un jurnal, e ca o... Fix jurnal! Da, o să fie un vlog atunci, o să fie un jurnal, dar pe mai YouTube documentat. Sau pe Instagram? Nu știu unde îl pun, important e să-l fac. Apucă-te! De când s-a prima. Vezi că merge bine asta. Vreau real să fac vorbim, eu primul. Genul ăsta de content merge, da? Bine. De-aia nu vreau să mă uit deocamdată la nimeni. Pentru că vreau să-l fac
să am eu viziunea mea nealterată de, adică nu știu nimic, știi? Și vreau să fac cum cred eu, cum simt eu. Inclusiv când vorbesc cu oamenii de, și mi-aleg aia, ailaltă, de ce nu vreau aia, de ce e ailaltă, ce probleme apar, tot, știi? Când bași prima casă în pământ? Nu știu, sper că în martie, sper. Când e vremea bună. Sper, și martie, aprilie. Zici că teoretic ar trebui cam în 5-6 luni, cam în 6 luni teoretic, dacă ai banii, că ai, mă gândesc că ai banii. Da, ar trebui să meargă în cam așa. În iarna următoare, când ne întâlnim... Măcar una să fie făcută, pentru că asta e complicat. Nu trebuie să fie două echipe, e complicat. Dacă sunt două echipe, e ciudățel, am înțeles, eu voiam să le ridic pe amândouă dată. În același timp, da. Dar cred că prima dată o să mă focusez să o ridic pe a mea. Și după aia la anul, păi nu, că frate meu, noi avem două apartamente, ți-am zis, stăm unul sub altul și sunt ale noastre, nu sunt cu chirie, slavă Dar Domnului. Dar veți cinda, să știi, adică dacă tu te muți... Păi nu, că suntem aproape de unde stau eu acum, știi? Mai puteți să vă ceți câte o oală cu sarmale, cu toate. Și plus că vine la mine, fac guest room acolo, oricum am să am cameră de... Oaspeți. Și o să mai am să am, cred că, două camere de oaspeți trebuie. Câte dormitoare? Păi trebuie să fie dormitorul matrimonial, da. Un dormitor la parter care să fie guest room și pentru cine mai vine să mă ajute. Și aș mai vrea un dormitor la etaj guest room. Deci s-ar duce la un deci 200 cam 3, de metri pătrați. Deci cam 3 dormitoare minim. 200 de metri pătrați. Plus dressing-ul mare, plus... Vezi unde, către Costentin și o să-ți unde o să pun și acolo o să pun și acolo o canapea. Cana. Extensibilă, că da, nu știu niciodată ce parte nebun dăm. Plus că o să am oranjeria dintre case, care o să aibă și ea canapea. Și da. Vreau și masă de biliard, acolo vreau și o scenă mică, pe colț așa, frumos. Palmieri frumos. Foarte frumos. Dar real, crezi că te duci mai mult de 500 de mii? Nu. Nu. În afară de pământ, mă refer. Nu. Cu tot cu pământ? Da, nu. Nici cu tot cu pământ. Nu o să mă duc atât. Pentru că mi-e place să gândesc practic, smart și nu vreau foarte mulți pereți care să mănânce bani și nu înțeleg de ce își fac oamenii atât de mulți pereți, că îți mănâncă foarte mulți bani. Așa, plus că deja am primit niște oferte foarte drăguțe de colaborări pe chestii de interioare, pe care alea am înțeles că sunt foarte costisitoare. Da, te ajută, clar, te ajută. Clar, dacă faci un proiect bun și lucrezi cu oamenii care trebuie, faci inclusiv prizele dinainte ca să nu trebuiască să spargi după, da, te da, trezești da. Cum mai vrei o priză nu știu unde și îți mai trebuie nu știu ce. Și atunci când ești mai calculat și lucrezi cu cine trebuie, De la început se fie tot ok. Și nu cred că o să am eu dorei prea mulți pe șantier, adică pe bune. Doamne ajută. Eu îmi doresc să nimeresc oameni care sunt faini, adică să nimeresc, că nu e nimereală, e pe ales. Ok. Și ultima. Atunci, cam asta e, n-ar trebui să ne coste, adică, nu, n-ar trebui să ne coste 500 de mii niciodată. Ok. Ultima întrebare, Laura, pentru că pe lângă casă mai urmează un alt... Aoleo, ei, iu. Ați zis. Am zis. Ați zis că ați stabilit-o pentru anul următor. Da. Să fie, să se întâmple minunea. Nunta, Doamne ajută, să fie într-un ceas bun. Mă gândesc că este tipul de oameni care n-au pus accent sau nu pun neapărat accent pe asta, dar bă, să fie, să se îndeplinească și formalitatea, dacă tot nu, trebuie. Punem accent pe asta. Doresc foarte mult să am amintirea asta cu Ionuț. Da. Doar că nu am avut când. Când 2020 era pandemie. Planificat și s-a întâmplat cu mama pe 26 ianuarie a plecat ea. Apoi a început dezastru mondial. Da. Ți-ai seama că nu am vrut să mă căsătoresc în anul în care a murit mama, plus an de pandemie, după care a urmat 2021, care n-a fost neapărat cel mai drăguț. După aia a venit războiul în 2022, parcă a venit, nu? Sau de cât tip de război? Sau 2021? Nu, 2022 februarie, la început, parcă. Așa, deci exact la început de an, exact când noi făceam planuri. Eu fiind foarte empatică, m-am zis, Doamne, toată lumea se oprise în loc, gata, da. Era război, era frica de următorul război mondial, tot ce se vechi... Acum și vin eu, bună! Eu vreau să mă mărit! Eu vreau să spun da! Cum ar veni? Și da. Tot așa, anul ăsta, nici mai știu ce a fost.
Deci, am zis să se liniștească puțin lucrurile. Anul ăsta am fost 4 luni în Bali, după care am ținut-o din concerte în concerte, pur și simplu a trecut așa. Decembrie s-a sfârșit. A venit, a fost un an fantastic pentru mine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru anul ăsta. Aveam nevoie de anul ăsta. Deci nu, vă spun sincer, nu cred că mai aveam creierii la loc dacă nu aveam un an cum am avut acum. Deci m-a pur și simplu m-a repus în funcțiune. Foarte multă energie bună am primit din partea tuturor, foarte multă iubire. Orice obstacole care au apărut, parcă ele singure se dădeau din cale, știi? Se formau și după asta am zis, stai mă puțin, hai mă să lăsăm un pic să respire, ne mutăm. Deci a fost foarte fain. A fost un an bun. Nici nu ai băgat în seamă gândindu-te. Habar n-am ce s-a întâmplat. Na, au fost energii bune și pe zis, bă, hai. Probabil, totul a fost, vezi, contează mult oamenii, contează foarte mult oamenii. Și faza cu terenul, care a fost o minune pur și simplu, nu vine să cred că am găsit acolo și nu vine să cred că l-am luat. Pur și simplu am la ce ai să visez. Și a fost bine. Da, m-a ajutat foarte mult. Și la Rochie merge bine. La Rochie visezi, doamnă? Știu doar că o să colaborez cu doi designeri români. Da. Și cel puțin. Din România vor fi sigur doi. Strâmtă pe corp larg. Habar nu am. Habar nu am. Știi cum mă duc cu corpușorul meu, o să stau așa și o să mi se propună. Pe ce țin Rochie? O să mi se propună, uite, noi te vedem așa, uite, te văd așa, asta vreau. Da, tin ce ții? Ai vreo superstiție, ceva? Că mă gândesc că... Ceva albastru, da. Something old and something new, dar something blue, sigur. Cred că o să am ceva albastru. O să te vadă în Rochie, domnul Ghenu? Nu, nici nu. Nici eu. Bun, atunci să plângă omul cum ar veni. Nu, nu. Nu știu dacă o să plângă. Da, cred că o să plângă. Frumoasă. Nu mai ce Rochie frumoasă, mă sor cu Rochia. Exact, da, așa. Alte date, ce mai sunt? Locația, trebuie să vedem cu locația. Unde vrem într-un anumit loc. Aici? Da. Am vrut să știi facem locul? la Galicia Mare. Dar e complicat să aducem oameni acolo. Am găsit un loc frumos în București și vedem. Dacă e disponibil. Într-o dată în care trebuie. Într-o dată. Da, mă gândeam că vrei să faci ceva, nu știu, vreo coastă de asta nebună, Franța, Italia, vreo treabă. Dar nu ne-am îndrăgostit acolo, dragule. Ne-am îndrăgostit aici așa, în România. Aici, în România. Am înțeles. Bun, gata, am stabilit-o și pe asta. Invitați mult sau? Habar nu am, n-am apucat să facem lista. Noi avem impresia că nu știm foarte multă lume, dar o să avem o surpriză când o să începem să-i scriem. 5, 6, 700, 1000 de oameni. Cum ar fi? Da, dai seama. De cânta cine vrea să-ți cântești cu asta de la asta? Aș vrea să-mi cânte toată lumea. Aș vrea să-mi cântez Dove și Zdub. Nu cred! Mă așteptam să mare zici fan. Ceva, nu știu vreun... Aș vrea să-mi cânte toți prietenii mei din industrie. Domn Smile. De ce nu? De unde vii la ora asta? De ce nu? Frumos. Nași aveți? Avem. Avem, cred că o să fie două perechi de nași. Îi știi? Când ai relație de 8 ani de zile, în principiu, sunt mai mulți care au contat acolo, în momentele mai grele. Sunt celebri? Nu. Celebri? Nu. Gata. Am stabilit-o și pasa. Îți mulțumim foarte mult, Laura. Eu mulțumesc. Că ai fost prezentă. Eu mulțumesc. Îți urăm în 2024 fabulos. Îți Doamne ajută. Niște sărbători extraordinare. Să la fie fel și anul vouă. Viitor. Poate mai bun decât a fost ăsta. Doamne, ar fi sincer un miracol. Vă doresc sărbători fericite. Să aveți curaj să visați frumos și să aveți curaj să vă ridicați din pat și să vă duceți spre visul ăla frumos, că altfel nu funcționează. Au fost niște cuvinte foarte calde din partea unui om foarte cald, îți mulțumim foarte mult, Laura, și promitem că ne vedem la partiul de casă nouă și mă lași să vin. Evident, dar Doamne, Maica Domnule, să vezi ce te bat la biliard. Gata. O iau și pe Sonia ca să fie umilința maximă. Eu vreau să și filmăm acolo. Da, mă, păi o să fac instagramabil. Gata. Te pun, așa facem. Să rămână. Pa!